prezentăm etapele vieții creștine, modul în care noi am ajuns să devenim creștini urmași al lui Hristos, trebuie să avem în vedere două aspecte. Unul dintre ele este alegerea divină, care este prezentată clar în versetul 4. Știm, frați preiubiți de Dumnezeu, alegerea voastră. Nu este niciun motiv pentru care Dumnezeu i-a ales pe cei din Tesalonic. La fel cum nu este niciun motiv pentru care Dumnezeu ne-a ales pe noi. Așa a vrut El, pur și simplu. După buna plăcere a voii sale. Alegerea lui Dumnezeu este arătată, reflectată, dacă doriți, în dragostea lui Dumnezeu. Știm, frați, prea iubiți de Dumnezeu, alegerea voastră. Cu alte cuvinte, fiindcă Dumnezeu v-a iubit, Dumnezeu v-a ales. Ați fost iubiți de Dumnezeu și Dumnezeu v-a ales. Și fiindcă Dumnezeu ne-a ales, și noi îl alegem pe El.